Deschideți la Luca, capitolul 12. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să citesc de la versetul 13 până la versetul 21 inclusiv. Luca, capitolul 12, la pagina 1005, din Cartea Sfântă Biblia. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarena unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarile și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Iubiții mei, frați și surori, iubiți ascultători, scumpă familie îndoliată, suntem adunați în această zi cu toții ca să o petrecem pe sora noastră Lucreția pe ultimul drum al vieții. Suntem adunați să-i aducem un ultim omagiu celei care a fost sora dumneavoastră, bunica dumneavoastră și toți în ce grad de rudenie ați fost cu ea. Noi credincioșii suntem adunați ca să ne facem datoria creștinească, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, față de sora noastră care a plecat de pe pământul acesta la cele veșnice. Această călătorie de acasă și până la cimitiri este ultima călătorie de pe planeta aceasta. Mulți dintre dumneavoastră poate ați călătorit de-a lungul și latul pământului. Dar v-ați gândit că mă voi întoarce acasă. Mulți au plecat peste mări și țări și tânjesc după locurile de acasă. Pentru că nicăieri nu este mai bine ca acasă. Oricât de rău ar fi acasă, sau oricât de rău ai dus-o acasă, tânjești după locurile natale. Pentru că aici te-ai născut, aici ai copilărit, aici ai văzut lumina zilei și ești legat de locul natal. În ziua aceasta, în timpul acesta, sora noastră face ultima călătorie. Orice ce este pământesc pe planeta aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, printr-un mare înțelept al Vechiului Testament, un conducător al poporului Israel, și adună poporul înainte de a pleca de pe pământul acesta și spune, iată, eu merg pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Tot ce este pământesc are un început și un sfârșit. Începând de la o floare, are un început și un sfârșit. Omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a pus atribute dumnezeiești, are un început și un sfârșit. Nu ne cunoaștem nici începutul, nici sfârșitul, pentru că acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. E adevărat că la o anumită vârstă anticipăm, dar nu știm clipa plecării noastre. Nu te uita că ești sănătos, că nu ai nimic, nu uita că astăzi s-ar putea să fii în viață, iar mâine s-ar putea să pleci. Pentru că zilele tale, numărul zilelor tale sunt în mâna lui Dumnezeu. Anii vieții noastre, spune un înțelept al Vechiului Testament, se ridică 70, 80. Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Un om care își numără bine zilele,
Omul acesta se gândește și la clipa plecării. Poate în această zi, forțat de această împrejurare, te vei gândi și la clipa plecării. Pentru momentul acela nu te gândești, căci nu ai timp. Știi când începi să te gândești la clipa plecării, când te afli pe un pat de spital sau medicul îți dă un diagnostic, îți spui nu mai am ce să-ți fac. Începi să te gândești și la cele veșnice, până atunci n-ai timp. Nu știu dacă astăzi te-ai sculat și ai spus Tatăl nostru și te-ai gândit că vei pleca într-o zi, dar niciodată nu te-ai trezit gândindu-te, spunând, poate astăzi este ultima zi din viața mea. Niciodată nu te-ai gândit la lucrul acesta. Astăzi, cu această ocazie, cu această împrejurare, ești obligat și forțat să te gândești că ești străin și călător pe pământul acesta. Iubiții mei, am citit un pasaj. Domnul Iisus Hristos, cât a trăit pe pământul acesta 32 de ani și jumătate, a fost pus în fața unei situații inedite. Niște oameni au venit la el datorită unui conflict familial să-și împartă averea. Au văzut că autoritățile îi nedreptățesc, nu le fac dreptate și așa cum omul acesta se exprimă, vrea să vină să-și împartă averea cu fratele său. Pentru că împărțitorii și judecătorii nu prea le făceau dreptate, știind că Iisus propovădește Evanghelia, dreptatea, mila, a venit la el să facă dreptatea acestor frați. Dar Domnul Iisus Hristos spune, oameni buni, dragii mei, eu n-am venit pe pământul acesta pentru ca să fiu judecătorul averilor voastre. Eu am venit pe pământul acesta să fiu judecătorul sufletelor voastre. Eu am venit pe pământul acesta să vă spun despre destinația sufletelor voastre. Eu am venit pe pământul acesta să spun despre harul și bunătatea lui Dumnezeu, dar și despre judecata veșnică a lui Dumnezeu. Eu sunt întruchiparea dragostei lui Dumnezeu, bunătății lui Dumnezeu. Eu sunt jertfa supremă a lui Dumnezeu. Eu n-am venit pe pământul acesta să împart averile voastre. Scopul meu, menirea mea este cu totul alta. E adevărat, parcă Domnul Iisus Hristos este pus într-o situație de încurcătură. Și parcă suntem tentați să spunem că nu le-a dat rezolvarea acestor oameni. Totuși, Domnul Iisus Hristos le-a dat răspunsul și rezolvarea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos. Apoi le-a zis, acestor oameni, acestor frați care se judecau de la avere, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Niciodată în istoria omenirii, oamenii n-au fost atât de avari și lacomi după bani. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine și iubitori de bani. Astăzi, scopul scuză mijloacele referitor la câștigarea banilor. Nu contează că vând droguri ca să omoare sute și mii de oameni. Nu contează să scoată bani. Oamenii au devenit robii banilor. Pentru aceasta fac orice. Apoi, Domnul Iisus Hristos spune că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Mulți au spus așa, am câteva milioane în cont, sunt cineva, sunt o personalitate. Am o casă luxoasă, am 5 mașini la poartă, sunt cineva. Dă-mi voie să spun că nu ești nimenea. Ești un nimenea. Pentru că averea care ai strâns-o s-ar putea să se bucure altul de ea. Și în general așa se întâmplă. Mulți oameni muncesc în lumea aceasta, strâng avere. Și după ce au terminat, știi ce zic? Vreau să mă odihnesc. Și a doua zi pleacă în veșnicie. Pleacă la cele veșnice.